Bună tuturor și bună să vă fie inima! Numele meu este Adrian Cranta și în această întâlnire vă voi ghida în ceea ce noi numim training autogen schult, relaxarea. Eu am primit foarte multe întrebări vis-a-vis de această relaxare și anume dacă este ceva greu sau ceva complicat. Nu, relaxarea nu este complicată, nu este grea, doar că trebuie să facem o delimitare între ceea ce se înțelegea până în anii 90 prin relaxare și ceea ce se înțelege din anii 90 încoace prin relaxare. În trecut, relaxarea era folosită și în sport, și în artele marțiale, și în judo, în toate antrenamentele precompetiționale și competiționale. Relaxarea avea capacitatea de a optimiza efortul și recuperarea organismului. Mi-aduc aminte când practicam arte marțiale prin anii 80, antrenamentele erau destul de dure, țineau cam 3 ore, 3 ore în care prima oră era cea mai grea, pentru că cumva depășeai un punct mort, ca să zic așa, și apoi nu mai conta. Dar la sfârșit, când profesorul făcea relaxare cu noi, era extraordinar. Deși relaxarea probabil că ținea 3-5 minute, totuși în acele 3-5 minute eram atât de munciți în prima parte a antrenamentului, încât în acele 3-5 minute efectiv plonzam cu toată puterea în acea tehnică de relaxare. Dacă noi vorbim despre relaxare în general, noi vorbim despre capacitatea omului de a-și induce o anumită formă de distindere, de decontractare la toate nivelele, începând cu nivelul muscular și continuând treptat până la nivelul organelor, la nivelul sistemelor fiziologice. În principiu, training autogen, vine din grecescul autos, care înseamnă prin el însuși, și genon, care înseamnă, genon înseamnă a provoca. Deci, indică un exercițiu practicat de sine însuși și acest exercițiu a fost creat de către un doctor german, doctorul Schultz, care a avut două mari sisteme de referință, anume, ca și originea acestui antrenament. Prima direcție este legată de experiența medicală în domeniul hipnozei, și anume somnul terapeutic, și anume faptul că hipnoza este o stare de distindere asemănătoare somnului, mai mult sau mai puțin realizabilă la individul care este nervos, care este coleric, care are un grad avansat de probleme legate de sistemul nervos. Dar, în cele din urmă, prin repetare, toată lumea are rezultate. Deci, hipnoza este efectiv o stare de relaxare profundă datorată unei simple sugestii la nivel psihic. Pe când antrenamentul autogen este un proces de autodeconectare concentrativă, permite o stare analogă somnului fără ajutorul unei sugestii străine. Exercițiile sunt făcute metodic și tocmai această metodicitate dă posibilitatea celui care practică să realizeze prin forțe proprii un calm interior și să realizeze acea capacitate de a utiliza pe de-a întregul sistem de antrenare.
adică utilizarea completă a forțelor energetice ale vieții interioare. Orice exercițiu, fie că este în domeniul sportiv, fie că e în domeniul gimnasticii sau în domeniul artistic, balet și așa mai departe, are două scopuri fundamentale. Primul este creșterea capacității vitale și al doilea, reducerea deficiențelor, adică reducerea celor tare. Antrenamentul autogen îți propune aceleași țeluri. Deci, pe de o parte, antrenarea, pe de altă parte, reducerea acelor tare, acelor deficiențe. Adică, el poate ajuta la dezvoltarea factorilor de sănătate, iar pe de altă parte, poate atenua și eventual elimina deficiențele morbide. Cumva el este asemănător cu educația fizică, care își propune atât dezvoltarea corporală a individului sănătos, cât și reeducarea celor bolnavi. Autoconcentrarea concentrativă a trainingului autogen, grație unor exerciții studiate minucios, are ca scop deconectarea de acel bloc de tensiune, ajungerea la o distindere, la un calm interior și astfel la obținerea unei deconcentrări a întregului organism, adică o reorientare a senzorilor organismului de la exterior către interior. Acest lucru duce la creșterea capacității morale și reducerea sau eliminarea deficiențelor anormale. Metoda în sine, prin cele două procese, decontractare pe de o parte și concentrare pe de altă parte, permite obținerea următoarelor rezultate. 1. O distindere reparatorie, adică o distindere generală, fără ca anumite părți din întreg să rămână contractate. De exemplu, foarte mulți oameni au multă tensiune care se acumulează maxilar, în mușchiul masseter, sau la nivelul umerilor, sau la nivelul cefei. Deci, foarte mulți. Și, practicând acest sistem autogen, ei reușesc efectiv să dea drumul la acea tensiune, să regleze toate procesele de optimizare fiziologică și astfel să se ajungă la o stare de sănătate locală. 2. Distinderea și liniștea în acțiune, adică stare ce nu rezultă din crisparea unei voințe încordate, ci din contră, din decontractarea interioară. Am strâns pumnul, număr până la 10, strâng în ce mai mult, haideți să facem, și anume, strâng pumnul, pe măsură ce număr de la 1 la 10, strângem din ce mai intens. 1, 2, 3, 4, 5, o strânge și mai mult, 6, încă și mai mult, 7, tot ce pot, 8, încă și mai mult, 9, 10, relaxăm vârful degetelor, relaxăm policarul, adică degetul opozabil, relaxăm buricele degetelor, relaxăm podul palmei, relaxăm pernuțele palmei, relaxăm închietura palmei, relaxăm închietura mâinii. Mâna se relaxează. Relaxăm antebrațul, relaxăm cotul. Cotul se relaxează. Relaxăm brațul,
umărul se relaxează. Simțim cum întregul braț drept începe să se relaxeze. E ca și cum sunt multe, multe lumini și dintr-o dată toate aceste celule intră în starea de odihnă. Ca cum a venit noaptea, lumina se retrage la nivelul vârfului degetelor, la nivelul falangelor, la nivelul încheieturii mâinii, da? Carpiene, metacarpiene, încheietura mâinii și anume radiusul, apoi merge mai mult, ca și cum lumina se retrage până la nivelul cotului și simțim doar de la cot în sus, acum merge și mai mult, lumina se retrage la nivelul umărului, relaxăm umărul din ce în ce mai mult, mâna se relaxează. Simțim cum mâna devine relaxată și apoi, pe măsură ce se relaxează, devine grea, 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 se îngreunează. Mâna devine și mai grea, astfel încât o stare de căldură este propulsată în întreaga mână, cuprinde întreaga mână, greu și cald. Greu și cald, cuprinde întreaga mână. Mă relaxez mai mult și mai mult. Simt pulsații. Simt un brațul drept respiră. Brațul drept respiră, brațul drept pulsează. Respiră, pulsează. Mă relaxez. Las brațul ca și cum aș fi într-o cadă cu apă caldă. Căldura mă învăluie, mă destinde, cuprinde umărul, cuprinde pieptul, cuprinde zona gâtului, zona omoplaților, cuprinde celălalt braț. Coboară starea de relaxare până la nivelul coatelor, până la nivelul încheieturii, metacarpiene, carpiene, falange. Ambele brațe sunt relaxate. Starea de greutate, de căldură, coboară în întregul corp, atât în piciorul drept, care începe să se relaxeze, cât și în piciorul stâng și la rândul lui se relaxează. Ambele picioare sunt atât de relaxate, încât pur și simplu nu ne vine să le mișcăm sau să le ridicăm. Încercăm, dar nu reușim. Și ne cufundăm mai mult în starea de relaxare, ne destindem, ne simțim bine, foarte bine. Iar în momentul când dăm comanda de a reveni, o să vedeți cum totul revine la viață și lumina inundă întregul oraș al brațelor. Număr până la 3 și vom ieși din această stare de relaxare. Cu mintea clară, inima veselă, trupul ușor și odihnit. 1. Simțim brațele, simțim picioarele, simțim corpul cum respiră, pe deplin liniștit. 2. Simțim cum în brațe și în picioare multă lumină de la nivelul pântecului coboară până în vârful degetelor. 3. Inspirăm aerul, putem mișca degetele unul câte unul, ușor, ușor, le frecăm ușor, batem ușor și mișcăm un pic mâinile și vom vedea că există o diferență între cele două mâini. Deci, iată că nu voința și încordarea, încrâncenarea poate să facă acest lucru, ci din contră, decontractarea interioară. 3. Această metodă permite rezultate fabuloase vis-a-vis de faptul că constituie o cale naturală către somn. De asemenea, permite autoreglarea funcțiilor corporale care scapă în mod
obișnuiți ca pe voință, de exemplu, circulația sângelui. Când noi începem să controlăm nivelul circulator, noi putem efectiv să facem ca acele vase de sânge să se distindă mai mult, să aducă un flux sanguin mai bun în diverse zone ale corpului. Dacă noi privim partea laterală a gâtului, noi putem ușor, prin relaxare, să inducem o stare circulatorie mai bună, în așa fel încât vasul de sânge devine mai reliefat. Haideți să vedem. Tăcem și ne uităm ușor să vedem ce se întâmplă aici. Deci, prin decontractarea vaselor de sânge, putem efectiv interveni asupra circulației sângelui. Cine anume face lucrul ăsta? Lucrul acesta, în momentul în care noi relaxăm vasele de sânge, ele își optimizează peristaltismul și aduce un flux de sânge mai bogat în nutrienți, în oxigen, și astfel circulația la nivelul capului sau la nivelul brațelor sau picioarelor, în general a celor 6 zone importante, și anume zona urogenitală, zona capului, 2 brațe și 2 picioare. Acestea toate pot fi antrenate. Deci, spunem că permite autoreglarea funcțiilor corporale care scapă în mod obișnuit voinței, cum ar fi circulația sanguină. Datorită faptului că resetează nivelul de ATP celular, adică resetează energia celulară, face ca să apară această creștere a capacității mentale a memoriei. În același timp, prin training autogen, noi putem învăța efectiv să suprimăm această durere, nu prin represiunea manifestărilor exterioare, ci prin dispariția completă a senzațiilor dureroase. Autogenul constituie un mijloc prețios de adaptare și disciplină personală. Prin un sistem de formule intenționale, deci noi nu vorbim de voință, vorbim de intenție, formule intenționale care se aplică în starea de deconectare, acțiunea lor este automatizată, exact ca aceea care se realizează în urma sugestiei post-hipnotice. E ca și cum un om este într-o stare de transă hipnotică și la sfârșit îi spui: din acest moment, cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie inimii, te vei simți din ce în ce mai bine, mai calm, mai relaxat și viața va avea o adevărată savoare pentru tine. În momentul în care te trezești, vei simți din ce în ce mai clar acest lucru. Și în momentul în care pacientul este adus în faza de trezire, efectiv, el simte cum cu fiecare respirație, cu fiecare bătaie a inimii, se simte din ce în ce mai bine. Deci, subiectii bine antrenați sunt capabili să adoarmă când doresc și să se redestepte la orele fixate de ei.
autocontrolul și autocritica permit obținerea calmului. Deci, haideți să concluzionăm. Ce am discutat noi până acum? Am discutat despre faptul că antrenamentul autogen înseamnă a face prin propria ta putere, adică prin tine însuși, să poți produce anumite efecte și să poți să generezi anumite efecte folosind formule intenționale. Și am spus că putem folosi un braț, un membru la început pentru a înțelege acel proces de autodeconectare concentrativă și pentru a înțelege cum se face conexiunea dintre minte și corp, cum se mărește receptivitatea corpului la acțiunea mincii. Am spus că în diverse sporturi sau în gimnastică sau balet sau în diverse arte sunt două mari scopuri fundamentale, anume creșterea capacității vitale, reducerea deficiențelor. Ei bine, la fel și în antrenamentul autogen, aceste două direcții funcționează și prin decontractare, deci antrenamentul autogen folosește două mari procese, decontractare și concentrare. Datorită acestor doi factori, o serie de rezultate bune pot să apară, destinderea respiratorie, destindere stare de liniște, o cale naturală către somn, autoreglarea funcțiilor corporale, creșterea capacității mentale și a memoriei, suprimarea durerii. Toate acestea au capacitatea de a ne ajuta. Secretul este, bineînțeles, să repetăm mereu la oră fixă în același loc. Pentru prima parte ne oprim aici și ne vom revedea în partea a doua. Numai de bine!